Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Asta e premieră mondială. Eu cu Liviu gătim. Ce pătire? Cum ce? Eu am tunică. De unde ai luat tunică asta? De la vânșef, că văd că nu e atât, că e gras. Uite, mă, ți-a pus aia la mișto, mă. Băi, lasă-mă, mă, cu vrăjeala ta. Bă, mi-am făcut-o specială. Lasă-mă, mă, cu cardeala asta. Specială mi-am făcut. Bă, te știu de prea mulți ani. Când ai fost vreodată șef? Toată viața mea am fost șef. Când eram puștan, eram bătaf de căpușari. Când am venit mai mare, bătaf de căpușari. Băcar. Băcarul e pentru vaci. Ah. E bătaful e pentru oameni. Nu am crescut mai mare, am fost instructor. Am fost șeful la... De vreo 15 ani sunt șeful tău, oriunde mă duc. Ți se pare ție, că îți aveți senzația asta. Pe mine nu trebuie să scrie, că știe toată lumea că șeful lui asta. Corect. Eu zic, corect. Acum eu, prima audiție. În prima audiție, va face șeful ăsta șef neamării, cu tunică, va face exact ce-i spun eu. Da, mă, dar iubești pe neamării, sincer, acum. A fost, Zitu. A fost la un moment dat. Ei, a fost, da. A fost. Trebuie să fiu sincer cu tine. Jurate, blondule, când ai amante. Îl iubesc, că fără el nu pot. Trebuie să-i sunăm. Știți că semănați? Păi da, uite, acum... Stai și la aceeași înălțime. Dar i-ai înapoiat banii datoria lui Nemorin? Nemorin, ți-a dat, nu? Da, acum mai vreau. Altă datorie. Are nevoie acum. S-a dus iubirea. Cum i-a dat banii cum l-am iubit, cum i-a dat banii înapoi, cum nu mai simt nimic. Da, am făcut un tabel, l-am pus pe alt tabel. Mă bucur că sunt și pe alt tabel, da. Apropo, vrea asta marea mea mașină. Nu-mi dai și pe niște bani. Cât? Păi... Vă 15 de euro. Păi acum se poate să te las acum când toată lumea... Așa că știam eu! O să te las nu, așa. Nu-mi dă nimic niciodată. Dar și ce mă bucur? Mă face să mă simt bine azi. Stau cu gândul așa că îmi dă la un moment dat și vii și face ziua frumoasă. Bă, tot îți dă ceva. Îți dă o speranță. Bă, te iubesc, da, te simt, ești viața mea. Și eu de două ori l-aș arunca și l-aș prinde. Și nu l-aș mai prinde. Nu poate acum care mâna aia moartă. Altfel m-ar fi aruncat. Da, asta nu mai funcționează. Cu ea. Robocap. Știți care e din Robocap? Că a zis. A fost la doctor când a căzut, acum nu a știți. A căzut fermecat un pivință și a rupt mâna. Conavița, biciclist a căzut și a rupt. A căzut așa și a rupt palac într-un copac. Azi că cura să mă, calule, mănânci-o văz. Ai căzut ca un prost. Nu, mă. A, era rima. Era rima. Când s-a dus la doctor, poveste adevărată, nu glumă nu nimic. S-a dus la doctor, este acolo că ai ceva din Robocap, m-a zis? Da. Că ai oasele nu știu cum. Da, a zis că așa oase la vârsta mea, e... da. Dino, ăla care a fost dinozaur, da. Străvechi. Așa. Trek, ex-trek ăla. Robocap care a fost făcut de robotor și neamărinea mai rămas. Ce căutai pe viță? Să-l ajut pe un prieten. Am deschis ușa, cu ciocanul să dau scândura mai așa, am pus piciorul, s-a rupt scândura, au, buf, și mi-a ieșit și mâna de număr și am și rupt. Trebuie să mă ajut să mă leg, că nu pot. Jur, jur. Roagă-mă frumos. Era frumos. Băiatul. Stai, leg eu, da, stai că te leg eu, mă spun. Da, băiatul, tati. Toată lumea pe stradă zice, neamărine, astea-s blestemele la băiatul m-a dat. Dar nici m-am gândit, nici m-am gândit la tine în perioada asta. Dar zic, bă, stai mă puțin, eu fi blestemat, firea. Marine cu mâna aia care dai mine. Dar eu cu dreapta dau, nu cu stânga. De ce s-a fost stânga? N-am fost eu. Altcineva. Ți-am făcut o surpriză, barbule. Da. Știi ce e asta? Asta e praz voltenesc. Eu cu el m-am consultat și mi-a zis așa, tăticuțule, facem sarmale de struț. Și eu i-am zis la telefon. S-a consultat cu mine, eu i-am spus. Da, ia, da, el mi-a zis. Consultat înseamnă să vină și el cu ceva. Bine, păi vei zis da, că nu știe, habar n-are ce să gătească. Da, corect. O. Fac, o să vezi câteva. Asta ce? Asta e ghimbir. Bravo, ai trecut. Că dacă vii la toamnă, uite, ți-am luat și suculeț de ăsta, facem ceva chinezesc. Te-am mințit, nu facem niciun sarmat de struț. Mamă, și-am tăiat ceapă, am tocat acasă să mă învăț să fac alea, cum să fac. Te antrenezi. Da? Și eu ce facem? Facem... Sincer? Nu știu. Eu n-am vrut să iau nimic de la ei, înțelegi? Am luat o undiță frumoasă, pa-pa-pa, și m-am dat drumul la pe Dunăre, la Păcheiul Dâmboviței. Da. Păcheiul Dâmboviței, da. Acolo. Ai am stat azi noapte. Ia. Și dacă ai văzut așa ceva. Ia fii atent ce am prins. Asta l-ai prins pe Dâmboviță? Da, pe Dâmboviță. Eu știu să-l prind. Jur, când eram copil, la scorburi mă băgam la fund și prindeam pește de mers. Îl simțeam. Cum te simt pe tine când ești prost lângă mine, așa simțeam și peștele. Dar ce e? Zice, nu știu. Chopingar! Chopingar?
E ce vrem noi să fie, auzi? Preparatul, spune tu, băiatul, ocean. Preparatul este ciclon Barbaros. Nemai întâlnit. Nemai întâlnit. Îl prăjim, îl băgăm la cuptor sau ce facem cu el? Auzi, n-am de neamul lor, n-au mâncat așa ceva, deci puteți să-i faceți ce vrem noi. Bă, toate ca toate. Cum să facem mai ușor? Să trecem mai ușor de treaba asta. Păi prăjit, dacă ca să-l facem mai ușor. Ce, e bine așa. Eu merg pe improvizație. E bine. Ducam bază în omul meu de vase, că l-am luat pentru vase. L-am luat. Eu sunt spăl la vase, nu? După aia, da. Ai zis, să știe toată lumea. Eu voi spăla vase. Spală și astea, băi. Începătorule. Băi, spală sau curăț? Curăț se usturoi și după păi, o spală alea. Hai să spală asta tu. Spală alea și după aia curăț se usturoi. Hai. Mai amatori. Mai amatori. Mare lucru, nu știu, dar împreună cu Liviu le demonstrăm că o să fim mai tari ca ei. Cine amărin? Tu să ai grijă să fii tot timpul spre stânga, ca să pot eu să dau cu dreapta. Să vezi tu ce să zică șefii. Mamă, ce mâncare bună, ce, dar are gust. Nucușoară, ce drăguț. Nucușoară. Ce nucușoară asta? Nu știu, apar noi. Că n-am pus doar ce trebuia, am pus și ce nu trebuia, doar că mi-e drag de ei, să dăm gust mâncării, bă, un gust pe care nu l-au întâlnit până acum. Ce mai avem? Boia dulce, trebuie neapărat un pic de boia dulce. Așa, păi tot ce are pune acolo. Și ai să vezi că o să zică șefii, ce mâncare bună, domnule. Urma, tumeric? Ăștia, auzi, o să zică ăștia-s bucătari profesioriști. Tumeric? Tumericul nu știu ce să zic. Oregano, asta se pune în orice. Și toate ca toate, eu care nu pot cu mâna asta uite, să fac nimic și m-a pus băiatul meu, am tocat usturoi, am tocat ceapă. Da, bravo, da, bravo, ce cuminte ai fost, cel înțelegător. Bravo, băiatul meu, bravo. Ți-ai dat și burbița jos, văd că ești... Să pun, uite așa... Șef, ăsta cum îl tăiem? N-am ajuns pe acolo. Usturoiul, vreți mic? Usturoiul mărunt. Cât se poate de mărunt? Mărunt. Am intrat pe net, m-am uitat la rețete. Bă, rețete făcute de oameni, mă, Michelin ăștia, toți băieții. Nu. Și atâtea ingrediente din alea care nici știam de ele, nu le-am văzut în viața noastră, am pus din ele. Fua! Dă-te-n bă! Trebuie să punem neapărat din ăsta. Mai pune-o de-aia, pune-o de-aia, dar și când o vede lumea acasă, cum ai pus tu de-aia și eu te-am aprobat. Spune-mă ce e. Mamă, dă-te. A murit. Mirosea, dă-ți venea să vomiți. Și nu, spui, tu ești cumva... Nu, da. Acum, pe bune. Ale, de la grașt. Din grașt, ceva de... Mortăciune. Da. Tu. Deci, gătim... Vreau dacă e gătit asta vreau. Mamă, ce bun e asta. Jur! Sigur ți-a trecut COVID-ul ăla, că... Da. Mi s-a făcut rău cu ce am mâncat. Cum ar fi să fiu un talent pe care eu nu l-am, până acum nu l-am? Păi așa. Cum ar fi să fiu cel mai tare bucătar după planeta asta? Când te apropii de 40 de ani acolo încep toate. Din ce în ce, dacă ai fost prost până la 40 de ani... Am fost, recunoști. Imediat, cum te apropii, încep să fii mai deștept, responsabil. Deci îmi revin acum gata. Acum mai am un pic până la 4. Ești deștept, fă prostul dracu. De acum încolo o să vezi că merge totul bine. De ce mă bucur că am intrat în asta, că am aflat și o treabă asta. M-am mai liniștit așa. Am crezut că rămân prost așa toată viața. A început să muște ea mici de urechi. Eu te-ai... Nu, am șobolani. Eu am fost acasă ca un copil cu minte și că am învățat foarte multe de la tăticuțul meu. Am stat acasă să-mi îngrijesc familia, că așa înseamnă capul de tot, tu capii, capul familiei trebuie să știe când, ce, cum și în ce mod. Și asta am făcut. Uite, după 12 ani, băiatul meu a venit acolo unde îmi doream, responsabil. Datorită lui, mi-am făcut aia de lemne, unde îmi pun lemnele la uscat. Am început acum, bat cuie, pun aia, dau cu lavabilă, dau cu decorativă. Pui prize, am văzut prize, Am făcut din lemne, mi-am făcut de alea, bre, de să pun lemnele înăuntru ca să nu plouă pe ele. Bravo. Eu am spus-o și o repet, Liviu când vrea, face lucruri mai bine ca oricine. Hai să ieși tu, Tigai, fă-te util, că ai frecat manganul, șef Neamărin. Eu am frecat manganul. Ia uite, bă, eu am făcut asta. Eu spăl, eu pun asta. Creația. El a prăjit pește, creația. Și a scos 6 ochi. Cum 6 ochi? Creația. Da. L-am întors. Mai zis,
dau... Vine vremea când părinții trebuie să-și asculte copiii. Așa, neapărat. Și eu am ajuns la vârsta și în situația asta când trebuie să asculte băiatul meu. A lăsat-o un pic ușor, mai mare, ușor. N-ai lăsat-o deloc mai mare. Înainte n-ai avea așa vrăjeală. Ai vrăjeală mai multă și mai rău, și mai tare. Cine? Eu sau tu? Cine? Eu sau tu? Fii atent aici. Cine a gătit? Zic eu acum, dacă tu spargi cu mâna aia, mai iau farfurie și o ridici aici și o spargi, cu tu ai gătit. Ce? Nu mai... Ia. Asta, da? Nu! Nu pune mâna! Nu! Mână moartă! Te rog eu frumos, mai am mâna! Tașcă! Păi uite că nu pot să o ridic mai mult! Râde de mine! Râde de mine, al dracu! Vreau să știu de unde ai luat asta. Să nu faci glume cu mine cu mâna asta. Nu fac. Că te omor. Mâna aia nu fac cu piciorul ăsta. Cu mâna aia nu fac. Ia, cum ai făcut? Ia, fă. Stai rău cu mâna. Cum ai făcut? Cum ai făcut la piciorul ăsta? De unde ai luat tunică? M-a dus-o, mă, mi-am adus-o. De unde-i, mă, tunică tu acasă, mă, că te cunosc ca pe bucurile mele? Ce cunosc, mă? Ce treabă? Cuplul de șoc, Liviu Neamărin, a venit pe la noi pus pe improvizație, chestiune care ține mult de o anume chimie și o anumită relație. Iese bine, iese bine. Acum nu mai băga aici, du-te de aici. Mamă, ce bun e! Dacă nu vă place, dracu v-a luat. Dar părerea mea este că trebuie să dați 3 cuțite plus al 4-lea la daun. Dacă nu, vă distrug. Idem. Haide, mă. Hai, Livachi. Hai, tată. Hai, mă. Să ne dea banii, mă. Da. Bă, ce-am gătit? Să ne dea banii pe el, mă. Bă, ce-am gătit? Wow! Ce pește? Dezlegare la pește. Da. Avem pește? Da. Avem pește. Hai. Ia, mă. Uite, mă. Hai să vă văd ce ziceți. Ia. Miros frumos. Cât te aude. Băi, ăsta e pește făcut de prietenii tăi din Filipine. Din Asia, da. Serios? Da, da. Miroase toată ziua. A ce miroase, mă? A sos de pește. S-a făcut rău de la pește. Să mor eu. La cremă. Tu n-ai nimic aici. Eu jur, mie mi-a plăcut. Vorbesc foarte serios. O bucată pâine și cu sos, mamă, de pește. Mamă, dar ce miroase sos de pește? Bă, dar ce pește e ăsta? Oțet pe el. Cu... Un biban, eu știu. Nu-i biban, mă. Crezi că biban? De unde biban, mă? Caras. Biban, mă? Nu-i caras. Pare somn, dar nu e somn. Nu e somn. Da, mă, o să o dăm așa. Cum se numește? Mâncare ne mai întâlnită. O, zic ciclon baribas. Ciclon baribas. Ne mai întâlnit. Da. E, fii atent spre coada așa subțire, la voi cum e? Mă, și... nu ești tu, mă, pescarul emisiunii. Nu mă, stai tu că ești la toți bal... peștii prăjiți. Uite, mă, ce, uite, mă, bucătari, da. Habar n-am ce înseamnă. Bă, are oase multe, nu poți să-l mănânci. Pe ce, mă, vrei să scoatem noi oasele de acolo? Cum să scoatem oase? Păi bă, peștele are oase. Dar noi fiu nebun ca și Buntea, să punem să noi cu penseta, oase. Să-i scot toate oasele. Păi dacă luam oasele de acolo, nu mai rămâne nimic. Și osul-i de gust, nu? Logic. Corect. Ăsta-i pește oceanic. Ce pește oceanic? Ăsta-i pește de baltă toată ziua ăla, cum e prăjit. Du-te, bă, de aici, auzi, pește de baltă, auzi. Nu e, bă, de baltă, băi. E scos din... Ioreț, doamne, iartă-mă, ăsta e pește de baltă. Ioreț, nu, mă. Unde, mă, ăsta pește de ocean? Uite cum are oasele. Du-te, bă, de aici, auzi, prins pe Ioreț, auzi, am văzut el pește. De ăsta, Ioreț. Voi sunteți cu oasele, mă? Da, mă, nene, nu pot să mănânc pește cu oase, ce vrei? Peștele ăsta e gătit în stil african-asiatic. Ori african, ori asiatic. De pe Ioreț. E prins pe Iore peștele ăsta. Eu zic că e chinez de acolo, de la Chinatown. Cum să spui, mă, că e din Iore? Dacă habar n-au. Ai din prins un pește. Ribon, cred că e din China. Păi da, cred. Și au ocean în China? Au. Păi da, Marea Chinei. Gata, uite asta. Cătălină de cuțit, ăsta alții doi nume. Băi, din punctul meu de vedere, are un gust sălciu. De la, cred că are și cumva, cred că are și ceva sus de pește. O să vezi bătaie în direct. Deci cât m-am stresat eu să iasă, mă, păi trebuie să, deci, nu, Alo! Nu cred așa ceva! Uite ce fac. Bună seara. Te calmezi, Neamărine? Mă antrenez, ca să știți. Ce faci, mă? Mă antrenez. Nici nu vreau să vă văd. Ribon, mă, e peștele.
Ribon. Și de Marea Chinei. Nu e de pe Iure? Nu. Țineți eu, mă, că e pește chinezesc. A prins voi pește de ăsta în Iure? A prins, bă, da, bă. Auzi, ție nu ți-a plăcut care oasă? Da. Păi fii ai tu să fii. Fii azi. Să stai acolo până te scoate o oasă. Bă, am gătit cum am știut eu mai bine. Bă, ne-am testat. Păi stai, două zile. Da, așa. Am venit aici de 4 ore. S-a chinuit săracul, are o mână moartă, uite, nu poate. Bă, neamărine, n-ai avut ăsta? A tăiat, cum a putut. Ai avut ăsta? Ce? COVID. Datorită acestui copil al meu, eu m-am dus la Năvodari, unde și-a deschis-o chirana. Am închis-o. Am auzit că ai închis-o, mai bine. Și m-am dus acolo și în lume multă și cred că de acolo l-am luat. Pentru prima dată în viața mea m-am speriat atât de tare, încât când am plecat de la Techirghiol, am ieșit în giratorul la Constanța, în loc să o iau către București, am luat drumul spre Tulcea. Mă duceam de nebun înapoi la Năvodari. M-am testat pozitiv, de bună voie nesilit de nimeni, m-am dus direct și m-am internat în spital. Și am stat 6 zile. Dar mulțumesc Dumnezeu că am trecut cu bine. Imunitatea am avut-o și eu bună și soția. Vorbim în spital la Matei Bar și m-a sunat și mi-a zis că analizele mai bune decât ale mele. Acum mă simt bine. Așa. După COVID, la 3 săptămâni, când am zis că sunt bine, așa, m-am dus să fac un bine la un prieten, să-l ajut să pună un acoperiș. Așa. Și am căzut într-o piviță și mamă, mi-am rupt mâna de aici și am stat o lună de zile așa și după o lună de zile, uite că încet, încet pot să... A, de-aia faci fac, da, cu portocala aia acolo. Am tocat vreo 3 de-astea și de dar nu m-am stare. Te-ai enervat? Da. Dar de dansat mai dansezi acum? Cum să nu iau? Cum l-a rupt, te-ai dansat. Știe și Liviu de-astea? De-astea? Dansăm, dar dacă nu sunt 3 cuțite acolo și l-aveți și pe ăla de aur, așa, o să vedeți ceea ce n-ați văzut niciodată. Nici nu credeți voi ce puteți să vedeți acum. Se închide aici. Cât m-am chinuit eu cu mâna asta? Cât m-am chinuit eu să toc? Mi-asta asta nu e bine așa. Deci, băi, vreau să te întreb ceva serios. E prima oară când am fost serios. Băi, Lene, am jucat în filmul tău. Actor de mare, ce chiar sunt, un mare actor. Perspectivă. Am zis eu ceva? Chiar ai jucat, da, mult mai bine decât foarte mulți actori care există aici. Săpadă ce aici, dragoste, începe secvența cu domnul Sorin Bontea, aici de față. Și ai tot. Deci începe un film cu mine, dacă vă dați seama. Începutul spectacolului sau filmului sau teatru. Sfârșitul. Să fie începutul și bun, mijlocul. Așa. Să-i ții să nu se aplice. Și sfârșitul. Și finalul să fie bun. Bă, dacă mă puneai și la sfârșit un pic și așa. Și unde să mă, unde mai? N-am vrut să te mai deranjez. La mijloc, ca să nu se sperie. Ce se întâmplă, mă, cu el? Pă bune. Filmul? Da. Cinematografele închise. De ce nu îl pui pe streamer, dacă nu? Trebuie să-l pun în cinema, pentru că l-am făcut pentru cinematograf și e păcat să nu fie la cinema. Da, pune la cinema, că e mișto. Să ne vedem și noi mari, așa? A făcut o investiție bună. A jucat domnul Barbu. Și a pus bani acolo, o să peste 20 de ani. I-a dat mai multe secunde ca mie? Da, eu am avut. Are multe. Are multe. Replici nu a avut, că nu... Mi-a zis, ai zis că n-ai vrut să zici replica, ai zis că bă, nu mă pune, că sunt curat și nu le ții minte. Așa am zis eu, așa am zis eu. Ai zis sau n-ai zis? Uite, fii atent, așa am zis eu. Nu, dar zi, ai zis sau n-ai zis? Zic, cum ai, și cum a ieșit filmul, că n-am... Bomb. Mișto, nu? Funny, Caterinca Maximă, nu? Cel mai bun film pe care puteam să-l... Nu să-l fac. O să-l vezi peste 10 ani. Funny, funny, am fost noi la pușcărie și am filmat. Nu, dar hai să vorbim, hai serios acum. Ce are? 2, 1... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.